Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Amin. Vreau să vă salut cu pacea Domnului nostru Iisus Hristos și să vă binecuvântez în numele Domnului nostru Iisus Hristos și în această zi binecuvântată de Domnul. Am dorit și în această zi să ne deschidem inimile, să ne deschidem mințile noastre și să ascultăm cuvântul Domnului și să învățăm împreună a trăi și a iubi pe Domnul. Amin. Doriți să deschideți Sfânta Scriptură în această zi, în Cartea Galatenilor, în capitolul 5, și vom citi cuvântul la versetul 16 până la versetul 26 și Domnul să fie slăvit. Faptele firii pământești și Duhul. Zic, dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce vreți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjmășia, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, ucidere, bețiile și îmbuibările și alte lucruri asemătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să știți că umblăm și prin Duhul. Să nu umblăm după slava deșartă, întărtându-ne unii pe alții și pismui unii pe alții. Amin. Cum am spus, dorim ca în dimineața, în această zi binecuvântată de Domnul, El să ne deschidă inimile și să ne recunoaștem înaintea Lui și să ne facem o probă dacă noi suntem și umblăm călăuziți de Duhul Sfânt, slăvit să-i fie numele Lui. Pentru că Duhul Sfânt, iubiții mei, sfințește pe om, dar păcatul îl necurățește pe om și îl face din nou păcătos. De aceea trebuie să fim atenți și să nu întristăm pe Duhul, slăvit să fie Domnul. Voi începe a reciti din nou din cuvântul Domnului și încep cu versetul 16, care spune așa: Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să citesc un cuvânt din Cartea Romanilor, din capitolul 8. Cartea Romanilor, capitolul 8. Voi citi cuvântul Domnului, versetul 1, 4 și 12, care spune așa: Dar nu este nicio osândire, pentru că cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Versetul 4 spune așa: Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, ca trăim nu după, care trăim nu după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Și versetul 12 spune așa: Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Amin. Iubiții mei, dacă spunem că suntem botezați cu Duhul Sfânt, dacă spunem că avem Duhul Sfânt în noi, iubiții mei, trebuie să se vadă lucrurile acestea. Trebuie să vadă, cum spune versetul 12, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile lui. Iubiții mei, și versetul 3 spune: Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară
faptele trupului veți trăi. Iubiții mei, trebuie să ne luptăm, cum am mai spus și alte dăți. Trebuie să se vadă în noi lucrarea Duhului, lucrarea de sfințirea Duhului Sfânt. Dacă tu, cum vom vorbi mai jos, dacă tu ești plin de toate lucrurile, îți spun, iubite frate, pune-te și cerșetează-te și stai înaintea lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui. Versetul 17 în jos spune că și firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivne și unul altora, așa că nu puteți face tot ce vreți. Iubiții mei, firea aceasta pământească, dacă noi nu am răstignit-o, îmblă după poftele acestea lumești. Dăm la hoitul acesta, la trupul acesta, putregaiul acesta. Îi dăm de toate și îl face așa ca un ahar, măsar de aia de multe ori începe a necheza, mă scuzați de expresie, începe a da din copite, din picioare. Pentru ce? Pentru că el este bine hrănit și face tot ce vrea. Și exact cum trupul acesta vrea toate lucrurile acestea și se războiește împotriva Duhului. Pentru că Duhul, sufletul omului, tânjește după Dumnezeu, tânjește după Dumnezeirea, tânjește după casa așa de sus, iubiții mei. Și Duhul Sfânt plânge în noi pentru că când noi facem firile, fapte în firile pământești, când se războiește trupul acesta cu noi. Aș vrea să citesc un cuvânt de iarăși din Cartea Romanilor, capitolul 7, cu versetul 23, care spune așa: dar având în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Și alt verset, tot în Romani, îl găsim 8, în capitolul 8, versetul 6 și 7, care spune așa: și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, precând umblarea după lucrurile Duhului este viață. Iubiții mei, dacă noi umblăm după lucrurile acestei firii pământești, este moarte pentru sufletul nostru. Iubiții mei, umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Haideți să hrănim Duhul Sfânt din noi, hai să trăim Duhul acesta din noi și Duhul Sfânt să locuiască în inimile noastre. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se pună. Iubiții mei, haideți să ne facem vrăjmași cu Dumnezeu din cauza umblării lucrurile acestea pământești. Lucrurile acestea sunt trecătoare, iubiții mei, am spus de multe ori. Și mă repet, umblarea după toate lucrurile acestea sunt trecătoare. Și viața noastră este scurtă, iubiții mei. Haideți să umblăm și să căutăm pe Domnul și să umblăm călăuziți de Domnul. Aș vrea în dimineața aceasta, cum am spus, să ne punem la un examen și să vedem, ne punem în fața oglinzii și vorbim noi cu noi înșine, cu noi, cu persoana din oglindă și te întrebi: cum sunt eu cu Dumnezeu? Fac eu lucrurile Duhului sau umblu după lucrurile firile acestea pământești care este moarte? Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe: dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și aș vrea să merg din nou în Cartea Romanilor, care ne vorbește mult despre lucrurile acestea. În Cartea Romanilor aș vrea să merg în capitolul 6, versetul 14. Romani 6, cu versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu vorbește astfel: căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu se țin sub lege și sub har, iubiții mei. Și în capitolul 8, cu versetul 2, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: în adevăr, legea Duhului este viață în Hristos Iisus, mai izbăvit de legea păcatului morții, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, haideți, pentru că Dumnezeu ne-a făgăduit un lucru, ne-a făgăduit pe Duhul Sfânt și ne l-a dat. Haideți să umblăm călăuziți de Duhul, căci nu suntem sub lege, iubiții mei, ci sub harul lui Dumnezeu. Și haideți să nu călcăm acest har minunat în picioare. Iubiții mei, versetul 19 mai departe spune așa: și faptele firii pământești sunt cunoscute. Și sunt acestea:
și puneți un semn de întrebare și spune dacă tu ești bântuit de aceste lucruri și dacă faci aceste lucruri, să-mi pun eu în primul rând, eu care vă vorbesc vouă și să mă gândesc. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjmășia, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de familie, de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iubiții mei, eu vreau ca în această zi, ca eu în primul rând să-mi pun eu un semn de întrebare. Sunt bântuit eu de prea curvie. Curvesc eu. Sunt eu necurat înaintea lui Dumnezeu. Sunt eu un desfrânat înaintea lui Dumnezeu. Mă închin eu la idol și să înțelegi închinarea la idol. Nu vreau să mă refer în biserici în general, la cei care sunt în catolicism și ortodoxi. Este adevărat că ei se închină la icoane și Dumnezeu le consideră idoli, așa vorbește Sfânta Scriptură. Dar pentru noi cei care l-am primit pe Dumnezeu, idolii noștri sunt. Poți să fie idolul tău mașina, idolul tău poate să fie casa. Ești nebunit după casa ta, după mașina ta. Idol poți să faci din copilul tău. Idol poți să faci din banii tăi. Iubiții mei, haideți să scoatem idolii aceștia din inimile noastre, slăvit să fie în Domnul. Vrăjitoria, vrăjbiile, certurile, sunt eu certăreț? Să ne punem semnele acestea de întrebare. Acesta este ca un examen. Să vedem, trecem la examenul acesta sau nu? Sau suntem mincinoși? Spunem că avem pe Duhul Sfânt și umblăm cu Duhul Sfânt, dar să ne punem întrebările dacă noi avem lucrurile acestea în noi. Îmblă eu cu vrăjbii, îmblă eu cu certuri, îmblă eu cu zavistini, mâniile, sunt eu mânios, neînțelegerile, dezbinările, fac eu dezbinări, certuri de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iubiții mei, iubiții Domnului, Domnul ne iubește și Tatăl în primul rând ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său ca să ne răscumpere din păcat. Haideți să trăim pentru El. Haideți să trăim și să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze în inimile noastre. Aș vrea să citesc un cuvânt din 1 Corinteni 6:9, care spune așa: nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Iubiții mei, haideți să ne punem un semn de întrebare. Chiar dacă te-ai schimbat, ai primit legământul și ai legământ cu Dumnezeu, te crezi și te numești pocăit, dar puneți semnul acesta de întrebare dacă tu ai toate aceste lucruri în viața ta. Iubitul meu, vreau să citesc un cuvânt din Apocalipsa, capitolul 22. Începe să mă doare inima și mă gândesc la toate lucrurile acestea, că să ne facem un semn de întrebare și, cum am zis, să vedem, trecem examenul acesta. Apocalipsa 22, cu versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: afară sunt câinii vrăjmași, curvari, ucigași, închinători la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Iubiții mei, cred că nimeni nu vrea să se trezească afară, să vină Domnul și să spună ție: pleacă de la mine că nu te cunoști. Și spui: Doamne, dar eu am predicat în adunare. Doamne, eu am cântat în adunare. Doamne, să vezi că eu am proroșit în adunare. Vezi, Doamne, că eu am făcut curat în adunare. Doamne, eu am mers la sărași. Doamne, eu am fost în lucrarea ta. Și Domnul să spună: pleacă de la mine că nu te cunosc, pentru că ai lucrat fără de lege. Pentru că am fost plin de faptele acestei firii pământești. Suntem plini de faptele firii pământești și nu umblăm cârmuiți de Duhul Sfânt. Iubiții mei, haideți să vedem acum versetul 22 și spune Domnul: roada Duhului din potrivă este. Dacă tu nu ai roada Duhului Sfânt, nu poți să spui că ai pe Duhul Sfânt în tine, pentru că ai vorbile în limbi. Mai vorbește și altcineva în limbi. Și satana poate să vorbească în limbi.
și te păcălește și te duci la vale. Fă-ți semnul și pune semnul acesta de întrebare, iubitul meu. Și aș vrea să facem o comparație. Spune, roata Duhului dimpotrivă este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri, cuvântul lui Dumnezeu spune că nu este lege. Spune, ia și puneți tu un semn de întrebare și vezi. Ai dragoste în tine, ai bucurie în tine, ai pace, ai îndelungă răbdare, ai bunătate, ai facere de bine, ai credincioșia, ai blândețea, ai înfrânarea poftelor. Și mai de sus, cum spune aceștia, și firii pământești, asta este roada. Dacă tu ai toate aceste lucruri care le spune roada Duhului Sfânt și nu ai aceste lucruri care spun în faptele firii pământești, trebuie să faci o comparație. Domnule, eu am curvie. Nu, eu am dragoste. Eu nu pot să mă duc să curvesc. Domnule, am prea curvie. Nu, eu am bucurie. Nu? Să-ți faci o întrebare așa. Am eu necurăție? Nu, Doamne, eu am pace în mine. Eu nu sunt necurat. Am îndelungă răbdare, nu? Spune, ai zavistie, ai mânie, ai neînțelegi, ai dezbinări, ai certuri de partide. Tu spui, nu, Doamne, eu am pace, îndelungă răbdare, am bunătate, nu pot să fac eu dezbinări, nu pot să fac eu certuri. Nu? Am facere de bine, am credincioșie, eu sunt credincios, nu pot să fac toate cele, nu fac pisme, nu fac ucideri. Nu, am blândețe, înfrânare poftilor. În dimineața aceasta, în această zi, să ne facem să ne punem un semn de întrebare și să întrebăm pe Domnul nostru. Știi, dar am zis, primul rând, trebuie să întrebi pe tine, nu trebuie să întrebi pe Domnul. Când întrebi pe tine, tu te cunoști mai bine decât mine. Și Dumnezeu este cel care ne cunoaște pe toți împreună. Amin, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să citesc un cuvânt din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 9, spune așa: că știm căci legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără de evlavie, necurați, pentru ucigători de tată, ucigători de mamă, pentru ucigători de oameni. Iubiții mei, legea aceasta nu este făcută dacă tu știi că trăiești cu Dumnezeu. Nu este pentru tine. Dacă tu știi că ai toată roada Duhului Sfânt în tine, nu te trebuie să te temi. Dar dacă tu nu împlinești aceste lucruri care le spune roada Duhului Sfânt și ai toate aceste fapte a ferii pământești, legea este făcută pentru mine. Dacă eu am în mine, în primul rând, eu trebuie să mă gândesc și casa mea. Dacă noi avem toate lucrurile acestea, trebuie să ne punem un semn de întrebare. Trebuie să ne întrebăm bine și să stăm bine înaintea lui Dumnezeu. Iubiții mei, eu vă îndemn în numele lui Iisus Hristos. Haideți să umblăm cărmuiți de Duhul Sfânt. Haideți să urmărim și să fim plini de roada Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Versetul 24 mai departe spune: cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-a răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Iubiții mei, ascultați bine și vreau să repet din nou versetul acesta, în primul rând pentru mine. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-a răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă eu știu că mi-a răstignit firea aceasta pământească, împreună cu patimile și cu poftele ei, știu că sunt al lui Hristos. În această zi, eu îmi pun un semn de întrebare înaintea lui Dumnezeu și mă gândesc bine la mine și mă cercetez și îmi fac o cercetare a lucrurilor și a gândurilor și a tot ce este în viața mea și te îndemn și pe tine. Te îndemn și pe tine cel care mă ascultă în această clipă ca și tu să te cercetezi înaintea lui Dumnezeu și nu mai fi mincinos, nu te minte pe tine și ieși te îndreaptă și să mă îndrept în purtarea mea. Aș vrea să citesc alte cuvinte din Romani, capitolul 6, cu versetul 6, care spune așa: știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Iubiții mei, dacă știi că bine că în apa botezului ai fost răstignit împreună cu Hristos, și pentru că trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, dacă tu ai făcut legământ cu Hristos dintr-o inimă sinceră și curată
și te-ai îngropat pe omul vechi. Nu ai de ce te teme. Îmblă cărmuit de Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Și aș vrea să citesc un alt cuvânt tot din Romani, din capitolul 13, cu versetul 14, care spune așa: Cei ce îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământescă pentru ca să nu-i treziți poftele. Iubiții mei, atâta timp când ne îmbrăcăm cu Domnul nostru Iisus Hristos, că luăm toată armătura lui Dumnezeu, nu știu ce, îmi dă Duhul Sfânt să spun lucrul acesta. Când vom lua toată armătura și ne vom îmbrăca cu toată armătura lui Dumnezeu și când vom avea toată roada de drag, când vom avea toată roada Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul, atunci suntem îmbrăcați cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și firea pământească, să nu mai umblăm după firea aceasta pământească pentru ca să nu-i trezim poftele, să nu mai purtăm de grijă. Iubiții mei, nu spun nu mânca sau nu bea ceva ce-ți place, nu zic nu fă un lucru, dar fă toate lucrurile cu cumpătate să nu păcătuiești înaintea lui Dumnezeu. Fă totul cu cumpătate. Dacă un lucru știi că nu știu de ce îmi dă Duhul Sfânt să spun lucrul acesta, dacă un lucru crezi că îl face să păcătuiască pe un frate de-a tău, o mâncare, o băutură, orice lucru, nu mânca și nu bea băutura aceea împreună cu fratele respectiv, ca să nu-l faci să păcătuiască, slăvit să fie Domnul. Versetul 25 mai departe spune: Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne pe alții. Iubiții mei, vă îndemn în această zi, binecuvântată de Domnul nostru Iisus Hristos, ca toți împreună în această zi să umblăm căloziți de Duhul Sfânt, să nu umblăm după o slavă deșartă. Cum am mai spus, crezi că dacă predic sau dacă predici, sau crezi că dacă cânti sau dacă cânt, sau dacă merg în evangelizare, sau dacă merg la o amnistreze și nu sunt cârmuit de Duhul Sfânt și nu am roada Duhului Sfânt și nu sunt îmbrăcat cu toată armătura lui Dumnezeu, iubiții mei, sunt pe un drum greșit. Să nu ne mai întărtăm unii pe alții și să ne mai pismuim unii pe alții. Să trăim în dragoste, că și Hristos lucrul acesta a zis. Care este prima poruncă din lege? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, nu, din toată inima ta, din tot cugetul tău și din toată ființa ta. Și asemenea ce se spune și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubiții mei, dacă nu iubim pe aproapele nostru, nu știu de ce iar lucru îmi dă Duhul Sfânt lucrul acesta, dacă noi nu iubim pe aproapele nostru, dacă noi îl pismuim, îmblăm după certuri și facem toate lucrurile acestea firii pământești, cum putem să spunem că umblăm cu Dumnezeu? Iubiții mei, haideți în această zi să ne trezim. Poate am dormit prea mult, poate am umblat prea multe cărări, dar în dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt și cu pocăința mea și cu pocăința ta, Dumnezeu ne va ridica sevranio samanakanto feria de gandie vermenaie. Prin smerenia ta și prin smerenia mea și prin recunoștința mea și recunoștința ta, înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu te eliberează și te ridică și răstignește firea aceasta pământească. Să ne ajute Bunul Dumnezeu la lucrurile acestea. Vreau să citesc un cuvânt și cu aceasta vreau să închei. Filipeni, capitolul 2, cu versetul 3, spune așa: Nu faceți nimic din duh deșartă sau din slavă deșartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la folosul lui și la folosul altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Amin. Doresc ca Bunul Dumnezeu în această zi să ne binecuvinteze pe toți la oaltă și să fim plini de roada Duhului Sfânt și lucrul acesta să se vadă. Vă binecuvintez în numele Domnului nostru Iisus Hristos și doresc ca toți să ajungem la mântuire și îmi doresc ca să mergem toți de mână, să mergem în rai. Iubiții mei, Dumnezeu să ne călăuzească și să ne întărească și gândul acesta să fie în inimile noastre în fiecare zi. Raiul, acolo la masă cu Tatăl nostru, cu Răscumpărătorul nostru, cu Domnul nostru Iisus Hristos.
Amin.